Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Indiferent de vârstă și constituție fizică, durerea de spate este resimțită mai mult sau mai puțin intens în diverse etape ale vieții. Una din 10 persoane a experimentat acest tip de durere, iar 5 din 10 adulți activi au dureri de spate în fiecare an. Deși unele dintre cauzele durerii de spate sunt ușor de diagnosticat, cum ar fi artroza, hernia de disc sau traumatismele, în alte situații cauza este mai greu de identificat. Pozițiile defectuoase, sarcina, mișcările bruște, chiar și schimbarea vremii constituie împrejurări în care se poate declanșa afecțiunea. Aceasta poate fi agravată de stres, depresie sau anxietate. Durerile de spate pot avea debut brusc sau pot fi dureri cronice, constante sau intermitente, într-un singur punct sau care iradiază către brațe sau picioare, o durere surdă sau ca o arsură. Durerea poate fi însoțită și de alte simptome, cum ar fi slăbiciune, senzație de amorțeală, înțepături. Cum putem preveni problemele coloanei vertebrale, dar și posibilități de tratament existente atunci când durerea s-a instalat deja, vom afla de la invitatul nostru. Este vorba despre Petre Mureșan, medic de medicină generală, atestat în ultrasonografie generală, homeopatie și mai nou în acupunctură. Bine ați venit, domnule doctor, în studioul TVR Cluj. Bine v-am găsit. Vorbim astăzi despre durerile de spate, sunt foarte frecvente și nu doar la persoanele vârstnice și chiar tineri de 20-30 de ani au aceste dureri și ar fi foarte important să aflăm care sunt acești factori care pot să declanșeze, iată, până la urmă o afecțiune. Și să începem cu persoanele tinere, să ne referim întâi la acești tineri, unde nu putem vorbi despre degenerarea sistemelor și cartilajelor de la acel nivel. Într-adevăr, la persoanele tinere nu putem vorbi de boli degenerative, de boli artrozice, de spondiloză, de hernie de disc, dar totuși apar probleme de coloană, apar dureri de spate, dureri localizate de-a lungul traiectului coloanei vertebrale, cu iradieri mai sus, mai jos, laterale, dreapta, stânga, și se pune problema de ce se întâmplă acest lucru. Aș pleca de prin a spune că sămânța acestei probleme de fapt începe din copilărie, din mica copilărie, începând de la pozițiile necorespunzătoare sau vicioase de-a dreptul pe care le au copiii, începând de acasă, de pe scaun, în bancă, la școală. Căratul acelui ghiozdan foarte greu. Acelui ghiozdan care devine parcă tot mai greu. Faptul că copiii tineri nu mai fac sport sau nu mai fac atât de mult sport ca și înainte, nu fac suficientă mișcare, viața îi duce spre tabletă, spre calculator, nu se mai joacă ca și înainte. Și statul acesta la calculator, trebuie să fie unul corect. Cum anume? Statul la calculator îi face candidați la tratamentele de mai târziu pentru coloana vertebrală. Cum trebuie să stai la calculator dacă am ajuns în acest punct? Trebuie ca monitorul să-ți fie la nivelul privirii. Și nu asta mai jos, cum se întâmplă dacă, de obicei. Dacă ajungi să stai în poziția aplecat, stai 5 minute, stai 10 minute, dar se stă ore fără pauză și atunci coloana cervicală este prima care suferă, dar nu numai coloana cervicală, ci și cea dorsală, lombară și bazinul chiar este influențat. Așa apar distorsiuni sau disfuncții de bazin cu implicații foarte mari după aceea în viața ulterioară. Iarăși citeam că picioarele trebuie să formeze un unghi de 90 de grade. Un unghi de 90 de grade și de preferat picioarele să se sprijine pe sol, pe podea. Deci să nu stai numai picior, sus pe o bară. Nu picior peste picior, tot felul de poziții care aparent sunt comode, dar care încurcă circulația sanguină și induc multe disfuncții. Căratul unor greutăți, ridicarea lor prin anumite mișcări bruște sau greșite. Mișcările bruște în general pot fi dăunătoare.
căratul unor greutăți mai mari decât suportă vârsta sau constituția fizică a persoanei respective. Dacă colegul poate reușește să care un anumit număr de kilograme, poate ție nu ți se potrivește acest lucru. Deci asta simte fiecare, simte poate fiecare să ridice și ce nu. Ce poate să ridice și ce nu. Și oricum n-ar trebui să se facă excese. Și, în general, să recomand să se facă pauze la statul la calculator, la statul pe scaun, la muncă în general. O altă problemă actuală, sigur, la vârste un pic mai trecute de 18 ani, este problema condusului. Foarte multe persoane astăzi conduc și conduc fără pauză. Deci kilometri, 300 de kilometri fără pauză. Îți spune câte unul că a mers de aici până la Roma fără pauză. Și e foarte mândru de ce a realizat. Și e foarte mândru. Pe moment e foarte mândru. Dar de fapt își pune sănătatea în pericol. Dar purtarea tocurilor la doamne? Purtarea tocurilor la doamne, și aici trebuie, calea de mijloc este cea mai bună. Tocurile exagerate, deci tocurile prea înalte, produc niște disfuncții. Ireversibile? Dacă le poartă mult, da, pot să fie aceste disfuncții, pot să fie ireversibile. Deci calea de mijloc, nici deloc, dar nici tocuri exagerate nu se recomandă. Deci așa un 4-5 cm ar fi ideal? 3-4, nu mai 3-4, mult de 4. Nu mai mult, am înțeles. Da. Iar despre 10, 15, 20, nici nu știm cum pot să stea. E cam mult. Și trebuie, după părerea mea, trebuie un antrenament special, dar oricum, în timp, coloana se va resimți. Bun, acestea ar fi, să spunem, principalele cauze sau factori favorizanți ai apariției unor probleme la nivelul coloanei. Odată cu mai ales la copii, la tineri. Odată cu înaintarea în vârstă, se mai adaugă și acea uzură a articulațiilor. Este procesul fiziologic de degradare, de degenerescență a structurilor sistemului osteoarticular, care, așa cum am zis, merg cu vârsta. Dar dacă acestui proces îi se adaugă și factori suplimentari, cum ar fi solicitarea sau supra-solicitarea coloanei, atunci acest proces degenerativ se accelerează, se agravează și se poate ajunge în situații uneori chiar grave. Sigur că durerile de spate pot avea și alte cauze. Noi astăzi vom vorbi despre durerile de spate cauzate de probleme ale coloanei vertebrale. Dar totuși v-aș ruga să amintiți și alte cauze care pot da durere de spate. Da, trebuie spus de la început că durerile de spate pot într-adevăr avea cauze multiple. Și între aceste cauze, unele pot fi chiar foarte grave. De exemplu, și un infarct poate să dea dureri și în zona spatelui. De asemenea, un ulcer gastric sau duodenal poate să dea dureri și în zona spatelui. O problemă la rinichi poate să dea o durere care te poate induce în eroare și nu știi exact, e rinichi, e coloană și trebuie investigații suplimentare. De aceea, durerile de spate ar trebui să nu fie neglijate, să fie luate în serios și cum să le iei în serios, trebuie investigate. Exact, deci, și aici am spuneați că foarte util vă este termograful, tocmai pentru a elucida care parte a corpului dă acele dureri. Pacientul vine la dumneavoastră și spune, mă doare spatele. Și haideți să luăm un pacient nu foarte în vârstă. Da, mai care ales sunt la, primele mai ales investigații? Mai ales la pacienții care nu sunt în vârstă sau care sunt de-a dreptul tineri, o durere de spate, în mod normal, n-ar trebui să apară. Și dacă apare, chiar trebuie să-ți pui probleme serioase și să te întrebi dacă nu cumva se întâmplă ceva chiar grav acolo. Explorarea sau scanarea termografică este extraordinară ca și explorare de primă intenție, ca și explorare screening, pentru că te orientează foarte, foarte bine și rapid.
îți indică care organ sau care zonă suferă. Cum am avut nu de mult o problemă de durere în zona lombară, nu știam, nu se știa, este problemă de coloană, problemă de rinichi și până la urmă s-a dovedit a fi problemă de rinichi. Și în felul acesta îl puteți trimite la un alt specialist. Spre un alt specialist care se ocupă cu problema respectivă. Și sunt deci multe... la asta este util termograful. Chiar este, dacă... printre altele, printre este, altele, este foarte util în a te orienta rapid asupra unui tip de patologie. Pentru că de multe ori, orele, minutele, secundele pot să conteze. Și dacă știi mai repede, cu 5 minute, despre ce-i vorba, poate să... timpul acela poate să fie salvator. Prețios, de, da, de viață. Așadar, dacă acolo termograful vă indică o altă parte a corpului responsabilă de durerea de spate, îl orientați spre un alt specialist. Dacă vedeți că totuși este la nivelul coloanei problema, termograful vă indică ce fel de problemă este sau va trebui să cereți o investigație suplimentară? Termograful ne orientează în acest caz foarte bine și anume ne arată dacă este o problemă de tip inflamator sau degenerativ. Deci din start face distinție între două tipuri de patologii, patologia de tip inflamator și degenerativă. Cum? Prin diferența de culoare? Prin diferența de culoare, care înseamnă diferență de temperatură. Pentru și că cum este termograful, la o termograful măsoară, de fapt, lucrează cu temperatura corpului. La o patologie de tip inflamator, temperatura crește. La o patologie de tip degenerativ, temperatura scade. Și din start, după ce ai o anumită experiență, într-o secundă ai înțeles despre ce este vorba. E adevărat, sunt și patologii combinate, unde este un pic mai greu, unde ai o patologie de tip degenerativ pe care se suprapune de moment o activare de tip inflamator. Dar și acolo termograful. Și mă gândesc că de obicei cam ajută. Așa sunt problemele cazuri, sau cele mai multe cazuri. Da, pentru că dacă apare o degenerare, apare și o inflamație. Exact. Iar termograful ne ajută și ne indică și prezența unei hernii de disc. Sigur că dacă persoana în cauză are o simptomatologie gravă, dureri puternice care sunt însoțite de un deficit motor, adică amorțeli în picior sau nu reușește să-l ridice, nu reușește să pășească și îl târăște după el, atunci deja este un indiciu de agravare și îl trimitem la faza următoare. În cazul acesta se recomandă și un RMN pentru că s-ar putea să fie nevoie de o intervenție chirurgicală. Și oricum, deci, RMN-ul, spuneați că dă informații structurale de finețe, mult mai detaliate. De finețe, da, necesare mai ales în cazurile care trebuie operate. Acolo medicul chirurg, neurochirurg, trebuie să știe multe amănunte de poziție, de mărime, de dimensiuni, dacă fragmentul herniat este la locul lui sau este deplasat. Și sunt multe lucruri care trebuie să le cunoască, pe care trebuie să le cunoască. Așadar, din fericire, există metode de investigație pentru a diferenția o problemă a unor organe aflate în cavitatea abdominală și care, așa cum spuneați, pot să dea aceste dureri de spate și probleme legate de coloana vertebrală despre care discutăm noi astăzi și mai ales vom discuta despre problemele din zona lombară pentru că sunt foarte multe afecțiuni la nivelul coloanei și care dau simptome diferite. Astăzi ne vom axa pe hernia de disc lombară și nu numai. Haideți să vedem ce este această hernie de disc, ce modificări apar la nivelul acestui disc intervertebral în funcție de stadiile în care se află boala. Da, dacă am vorbit despre termograf, din punctul de vedere al scanării termografice, afecțiunile coloanei, afecțiunile degenerative se împart în patru stadii. Sigur că afecțiunea de genul herniei de disc apare în stadiul 4 de obicei, care merge cu ruperea inelului fibros. Deci, ca să se înțeleagă, vreau să reiau un pic. Coloana este formată din vertebre și între aceste vertebre sunt discurile intervertebrale.
Discul intervertebral are un nucleu pulpos format dintr-un amalgam de proteine care este înconjurat de un inel fibros. Ei, în herniile de disc, acel inel fibros de la periferie, acela este cel care suferă și care ajunge ca să se fisureze, se rupe și amalgamul acela de proteine din interior iese... se calcifică și apasă pe rădăcina nervoasă și poate să producă, sigur, în primul rând, durere, după care se poate fi însoțită de furnicătura, morțeli, parestezii, până la pareză, paralizie. Da, exact ce stadiile, ne spuneați, stadiile acestea avansate sunt atât de grave încât omul aproape că nu poate păși, nu poate ridica piciorul și de aceea necesită trimiterea la investigațiile acelea suplimentare. Dar haideți să începem cu stadiul întâi. În stadiul întâi al afecțiunilor coloanei, patologia este localizată la nivelul unui singur disc intervertebral. Durerea, dacă apare, apare într-un punct, deci într-o zonă mică, nu iradiază și, sigur, și zona de pe termograf este acea pată de culoare, este de mici dimensiuni și temperatura nu este foarte ridicată. În stadiul 2 sunt cuprinse una sau două discuri intervertebrale și zona se extinde, durerea merge și pe musculatura paravertebrală, deci de o parte și de alta a coloanei. În stadiul 3 deja se extinde spre umeri, de cele mai multe ori sunt cuprinși și umerii. Asta dacă vorbim de discopatie la nivel cervical. Discopatie la nivel cervical, dar și dorsal. Până acolo deci pot să iradieze durerile? Și dorsal pot să meargă până... Iar lombar? Da, lombar spre picioare. Deci încep să iradieze durerile cu, însoțite de furnicături, de amorțeli la nivelul picioarelor. Iar în stadiul 4, procesele degenerative sunt avansate și aici ajungem la hernia de disc. Hernia de disc are... aș vrea să explic un pic, are trei stadii. Stadiul de protruzie, în care protruzie înseamnă orice denivelare sau modificare a suprafeței discului intervertebral. Și care se văd la RMN. Astea se văd la RMN. Da. Deci protruzia. Extruzia înseamnă că fragmentul herniat iese din, de la nivelul discului, dar încă mai păstrează legătura cu discul. Și a treia... Deci nu a ieșit din inelul exact, pulpos. Da, iar al treilea stadiu este stadiul de sechestru, în care fragmentul herniat părăsește zona și se deplasează mai sus, mai jos. Astea sunt stadiile mai complicate, care de obicei necesită intervenție chirurgicală. Citeam că o altă cauză a durerilor lombare este stenoza spinală. Ce este stenoza aceasta? Stenoza spinală este o îngustare a canalului în care se găsește măduva spinării. Și sigur că acolo trec filetele nervoase și din cauza acestei îngustări suferă coloana și sigur toată zona de sub. Dar de ce se îngustează acest canal spinal? Poate fi aceasta o cauză genetică, deci din naștere poate să fie așa. Și atunci persoana trebuie că are dureri de persoana respectivă pruncie? Poate să aibă din fragilă pruncie sau de la o vârstă. De la o vârstă când, prin solicitări, organismul nu mai face față. O altă cauză pot să fie traumatismele. O altă cauză pot fi aceste procese degenerative cu acele ciocuri care apasă și îngustează presiune și îngustează toată zona. Procesele inflamatorii, procese tumorale, deci pot fi tumori în zona respectivă care apasă și îngustează canalul medular. Și poate să existe doar stenoza spinală fără hernia de disc? Poate să existe, sigur că da. Poate să și existe. Pot să existe și amândouă. Și amândouă, da, da. De obicei, când este vorba de o stenoză, problema este mai complicată și depinde de simptomatologie. Pentru că dacă această stenoză este bine tolerată de pacient care nu face eforturi deosebite, atunci sigur că cu un tratament de susținere poate să trăiască bine toată viața.
Dar dacă un asemenea pacient cu o stenoză face și un efort mare, va avea probleme, începând de la dureri, amorțeli, pareze, paralizii, deci se complică lucrurile când apare, da, și această stenoză, care, spuneați, poate fi congenitală, poate exact, să fie exact cauzată de anumite tumori, traumatisme, inflamații și procesul, de înaintarea procesul degenerativ în sine, până la urmă. Da, da. Sigur, la unii apare, la unii nu. Acest lucru nu cred că se cunoaște care este cauza. De ce la unii se îngustează acest canal spinal? Depinde de dacă este congenitală, mă rog, intră alte acolo cauze. Din alte cauze. Da, dar dacă este dobândită, depinde de factorii externi. Cât de mult a fost solicitată coloana. Începând din copilărie, începând de la, revenim la pozițiile necorespunzătoare, și apoi s-au adunat alți factori. Efort supradimensionat, frig, expunerea la frig și așa mai departe. Ce este lomboștiatica sau lumbago, cum mai este cunoscută? Lumbago este o durere localizată la nivel lombar. Deci o durere în criză, da? Acută, puternică. Atunci când persoana rămâne blocată. Poate să rămână blocată, dar lumbago, durerea este localizată doar durerea lombară. Lomboștiatică este durerea care pleacă din zona lombară și prinde și nervul sciatic, cu iradiere care poate să meargă până la vârful piciorului. Pentru că deci, nervul acesta sciatic este cel mai mare din corp. Da, cel mai mare din corp, da. Lomboștiatică, deci, prinde și nervul sciatic. O lomboștiatică poate să apară pe fondul unei spondiloze lombare mai agravate, de exemplu, în stadiu 3 chiar, dar mai ales în 4, dar de obicei sunt însoțesc herniile de disc lomboștiatice. Spondiloza fiind apariția celor osteofite și problemele de la discul intervertebral. Da, deci sunt mai multe procese degenerative care ating inclusiv vertebra și mai ales discul intervertebral. Acolo vorbim de os, deci de vertebră, vorbim de discul intervertebral, vorbim de tendoane, ligamente, nervii care pleacă de acolo. Deci sunt multe structuri pe care procesul acesta degenerativ le afectează într-un fel sau altul. Așadar, iată multe probleme la nivelul coloanei vertebrale și, în principal, durerea cauzată de aceste probleme, disconfortul creat de aceste probleme, îl aduce pe pacient, din păcate, așa cum îmi spuneați, în stadii avansate de boală. Avansate, da. Cu toate acestea, eu am să vă rog să începem să descriem terapiile existente din stadiul 1, tocmai pentru a înțelege un telespectator care ne urmărește acum, de ce este mult mai simplu de tratat într-un stadiu incipient decât într-un stadiu avansat. Și desigur, care sunt beneficiile pe termen lung pentru el, chiar dacă boala nu poate fi vindecată. Haideți să vedem, în stadiul 1, în stadiul 1 sunt dureri de scurtă durată, nu foarte puternice, pe care omul tinde să le dureri neglijeze. Pe care omul tinde să le neglijeze, ia o pastilă acasă, se dă cu un unguent și îi trece, revine, deci o duce așa, speră că se rezolvă. De la sine. Și uneori chiar se rezolvă. De obicei, la scanarea termografică nu prindem pacienți în stadiul 1 pentru că nu vin. Vin când nu mai pot, deci vin în stadii mai avansate. Pe de altă parte, este și de înțeles, nu prea te duci la medic dacă nu te doare nimic. Sau îți faci cel mult acele analize anuale, dar nici acelea nu prea se fac, ați văzut. Ar fi bine să cultivăm un pic și medicina preventivă, dar aici suntem un pic deficitari la acest capitol. Deci, în stadiul 1, de obicei, lumea se tratează acasă, cu o pastilă, cu un unguent. În stadiul 2, când vede că durerea nu cedează, începe să-și pună probleme, mai poate merge la medicul de familie, poate îi trimis să-și facă o radiografie, se depistează sau nu. S-ar putea ca în stadiul 1, pe acea radiografie, să nu apară nicio problemă. Vreau să spun că pe radiografie, în stadiul 1, poate să nu apară nicio problemă, pentru că radiografia arată modificări structurale.
Ori, în stadiile incipiente, ca structură, poate să nu fie încă vizibil nimic și totuși acolo să fie în fașă o problemă pe care termograful o vede. Dacă, am înțeles, dacă iată omul avantajul ar veni, termografului. Exact, pentru că termograful lucrează cu temperatura corpului și principiul de bază pe care se bazează termograful este acesta, că orice boală modifică temperatura organului bolnav. Cum am spus, unele boli cresc temperatura, altele scad temperatura. Și acolo unde observi o variație de temperatură, acolo se întâmplă ceva. Și de aceea poți să spui și cu un an și cu doi înainte, cu poate chiar trei, în anumite situații vezi că acolo se poate întâmpla ceva și fii atent. Ceea ce poate să fie chiar salutar, salvator, dacă persoana în cauză ia în seamă ce îi se spune. Așadar, în stadiul întâi nu prea prindeți pacientul pentru că durerea se tratează acasă. Fie trece de la sine, fie se tratează acasă. Dar și aici ar fi interesant să aflăm de la dumneavoastră ce fel de unguent ar trebui folosit. Pentru că există unele cu creșterea temperaturii și altele care creează senzația de rece și scad temperatura. Și gândindu-ne la termograful... Pentru asta ar trebui să facem o scanare și să vedem... Să știm dacă e inflamație sau degenerare. Exact, ce tip de proces avem. Proces inflamator sau proces degenerativ. Deci, dacă e inflamator deci nu și dai, crește nu, temperatura. Pe cald nu dai cu cald, principiul este. Și da? Dai cu rece, că vrei să aduci la exact, deci ca să echilibrezi, normală. Ca să echilibrezi. De aceea, de multe ori discut cu pacienții și le explic că în multe situații apa termală sau băile termale nu le-ar fi bune, pentru că pe un proces inflamator, dacă îl bagi în apă caldă, îl crește explodează, nu? Da. Și am văzut situații în care pacienți după o cură de băi termale au venit în criză puternică. Explicația este aceasta, pe foc nu pui foc. Am înțeles. Și încercând să judecăm noi acasă ce fel de problemă avem, dacă este o problemă acută care a survenit brusc, dacă este poate o problemă, fi o inflamație. Dacă și este o problemă acută care a survenit brusc, de obicei se însoțește de o inflamație. Și atunci ar fi bine să dăm cu un unguent care cu ceva scade. Mai rece. Deci dat cu ceva mai chiar rece. Chiar compresă rece? Compresă la temperatura camerei. Acum, dacă pui rece sau gheață, iarăși nu e iară bine că te îmbolnăvești de rinichi. Bine, exact. Dar de obicei trebuie echilibrat un pic. Dar e bine situația. De înțeles acest principiu, da. Atunci când e o inflamație și deci e cald acolo, temperatura exact. Deci, a repet, crescut. Pe foc nu pui foc, pentru că îl faci și mai mare. Dacă ar veni la un medic și iată dumneavoastră aveți acel termograf care poate vedea și ce nu se vede pe o radiografie, ce tratament i-ați putea recomanda? În stadiile inițiale? Da. În stadiile inițiale se pot da tratamente naturiste, homeopate, chiar acasă, în stadiile inițiale. Sau adică luate pe gură? Luate pe gură, da. În stadiile mai avansate nu mai sunt suficiente tratamentele care pot fi luate pe gură pentru că nu au suficientă putere, suficient efect și am constatat că sunt mai eficiente dacă le facem local. Deci faceți infiltrații. Infiltrații, da. Cu aceste remedii homeopate care ce conțin? Aceste remedii homeopate conțin efectiv medicamente homeopate de tip Rustox, Hecla, Lava. Medicamente sau plante? Deci remedii homeopate, deci sunt preparate după tehnicile Dar sunt pe bază de plante sau pe bază de substanță de sinteză? Nu, sunt pe bază de plante. De plante. Sunt pe bază de măcar plantele așa le știm? Păi, pentru curiozitatea telespectatorilor. Câteva din cele care le cunoaștem, coada calului, am auzit, se vorbește gheara mult, diavolului. Gheara diavolului, deci sunt câteva dintre ele, dar sunt și altele. Cu doar că sunt niște extracte mai concentrate. Exact, sunt, sigur că se poate discuta odată despre tehnicile de preparare în homeopatie, deci prin diluții și așa mai departe.
Și conțin mai multe, amestecuri de mai multe extracte. De mai multe extracte, pentru că, așa cum am spus, în zona coloanei vorbim de os, vorbim de cartilaj, vorbim de nerv, vorbim de mușchi, vorbim de tendon, vorbim de ligamente. Deci aceste componente, unele lucrează pe os, pe mușchi, pe cartilaj, deci, și atunci fiecare dintre aceste componente sunt vizate. Deci în cazurile mai avansate, să spunem de la 2 în sus, e nevoie de aceste infiltrații? Da, efectele sunt categoric mult mai bune. Câte ședințe sunt necesare? Depinde de simptomatologia persoanei, depinde de stadiul în care se găsește persoana respectivă sau afecțiunea respectivă. Am avut situații în care cu 2-3 ședințe n-am mai avut dureri. Dar e suficient să nu mai aibă dureri? Sau... Nu, aici e problema. Omul este tentat să judece că dacă nu mă mai doare, nu mă mai duc la doctor. Nu mă mai duc la medic sau m-am vindecat. Nu este așa. Deci pe noi nu ne interesează numai să scăpăm omul de durere. Sigur că este extrem de important. A scăpa de durere înseamnă a-i reda confortul necesar ca să poată să se simtă bine, să poată să muncească. Lucru foarte important. Dar pe noi ne interesează ca să facem ceva pentru a opri acest proces degenerativ și a reface structurile coloanei vertebrale. Și aceste infiltrații cu remedii homeopate pot stopa evoluția procesului degenerativ? Deci sau doar încetini procesul? Aceste infiltrații pot să-l stopeze dacă se respectă schema de tratament. Schema de tratament înseamnă să facă numărul de ședințe recomandat, să-l repete după anumită schemă, după anumită perioadă. Și schema aceasta cam câte ședințe ar conține? Acum aveți experiență. Păi poate fi de la 10 de la 10 până la 20, 24. În funcție de gravitatea așa, bolii și de care se repetă, se poate repeta la un jumătate de an sau după un an. Deci dacă se fac 2-3 serii de tratament, câte una pe an măcar, și dacă persoana în cauză se îngrijește. A se îngriji, adică înseamnă, respectă toți acei respectă factori recomandările care am primite de către medic. Și care putem să le reluăm. Da, poziția. Spus în două cuvinte, înseamnă efort și frig. Expunerea la efort și la frig. Deci expunerea să fie corespunzătoare pe aceste două direcții și plus tratament și poate să meargă. Există tot felul de suplimente alimentare, desigur le-ați văzut și dumneavoastră, cu tot felul de extract de rechin, ar ajuta? Aceste extracte, eu consider suplimente alimentare, da, aceste suplimente alimentare, da, eu consider că ajută. Dar mai ales în fazele incipiente. În faze mai avansate nu mai au efect. Sau efectul este prea mic pentru a contracara procesul care deja s-a demarat și se întâmplă acolo. De asemenea, poate ați văzut acel dispozitiv medical, să-i spunem, care se pune pe coloana lombară și apoi se leagă și în față. Eu l-am văzut, este dintr-un material plastic, nu are niciun fel de magnet, că inițial credeam că are așa ceva și pe acest principiu se bazează, să spunem, eficiența lui. Ce știți despre... Există vreo explicație științifică pentru un astfel de dispozitiv care ar atenua durerile? Poate să ajute pentru că, în primul rând, păstrează o anumită poziție a coloanei și... Te obligă să stai într-o poziție corectă. Te obligă să stai într-o poziție corectă și de aici deja pot să apară atenuări ale durerii și să apară o stare de bine. Deci, alte explicații eu nu văd, dar probabil că cei care le propagă au și alte explicații. Nu ați fost tentat să-l cumpărați, să vedeți dacă funcționează? Apropo, dumneavoastră, ați avut vreodată dureri de spate? Da, am avut, chiar am avut. Și cum v-ați tratat? Păi, au fost situații în care am făcut și eu infiltrații. Adică am mers la cineva care știe și
Și ați trecut prin tot acest ritual sau terapie? Nu înseamnă că un medic nu poate să aibă dureri. Cu atât mai mult un medic care stă mult, probabil, aplecat asupra pacientului ca să-i facă toate acele tratamente. Dar spuneți că acel dispozitiv nu l-ați încercat. Nu l-am încercat. Nici nu știți care ar fi. Nu pot vorbi de el nici de bine, nici de rău, dar... Dar n-au fost pacienți care v-au spus l-am luat, nu l-am luat, a făcut bine, n-a făcut bine? Au fost pacienți care m-au întrebat dacă să-l ia sau să nu-l ia. I-am spus că este decizia lor până la urmă. Costa o anumită sumă, dacă doreau să o investească. Deci am lămurit și aceste aspecte pe care mulți telespectatori și le puneau și m-au întrebat pe mine cu rugămintea de a adresa această întrebare. Dar poziția mai corectă pe care aceste dispozitive te obligă să o ai, poate veni o ameliorare a simptomatologiei. Deci rău nu face. Nu face. Asta este important. La fel și acele suplimente alimentare despre care vorbeam. Da, repet, în fazele inițiale ale bolii pot să ajute. În fazele mai avansate, procesul degenerativ este prea amplu pentru ca să mai poată fi contracarat de către aceste suplimente. Da. Bun, haideți să vedem în faze avansate ce faceți dumneavoastră, ce le recomandați pacienților dumneavoastră și cu ce rezultate. În faze mai avansate, așa cum am spus, ne folosim de aceste infiltrații cu produse naturiste pe care le injectăm după diferite tehnici, la diferite adâncimi, subcutanat, intri mai adânc până la nivelul mușchiului, până la baza rădăcinii nervului. Dar asta trebuie, în funcție, dar trebuie probabil, să, de simptomele. Da, trebuie să cunoști niște lucruri și, în primul rând, anatomie și, din nou, anatomie. Deci, totul se bazează pe anatomia și fiziologia. Dacă s-ar greși puțin locul, care ar fi efectele? Dacă s-ar greși locul, scad efectele. Deci dacă nu ajungi cu medicamentul unde trebuie, nu are eficiență tratamentul. Dar efecte secundare nedorite nu. Deci astea naturiste nu au efecte secundare, pentru că așa sunt făcute. N-am avut niciun efect. Pe lângă aceste infiltrații, îmi spuneați că, iată, faceți și acupunctură. E bine să se combine cele două terapii, acupunctură cu infiltrații, Noi combinăm terapiile. Deci folosim două sau trei proceduri sau tehnici de tratament, le combinăm. De ce? Pentru că fiecare își aduce partea ei de contribuție. Fiecare lucrează într-un anumit fel, lucrează pe anumite structuri, are o anumită profunzime de acțiune și e bine să... Am constatat că e bine. Să fie de combinate, exemplu, și efectele cresc. Infiltrații cu acupunctură și cu reflexoterapie? Și cu reflexoterapie. Noi facem întâi, de exemplu, facem o pregătire cu un masaj medical, îl combinăm cu Beneficiile acestui masaj? Pentru că poate multă lume se întreabă, pe mine mă doare spatele, ce rost are să-mi maseze picioarele? Masajul este deosebit. Deci masajul, în primul rând, aduce o relaxare a zonei. Da? Deci, paravertebral, musculatura paravertebrală de cele mai multe ori este contractată. De ce este contractată? Pentru că nervii care pleacă de la coloană sunt iritați. Și ca efect al iritării nervului, mușchiul prin care trece nervul se contractă. Ori când se contractă, nervul strânge și mai tare. Când se contractă mușchiul, strânge și mai tare nervul și produce durere. Asta este unul din mecanismele producerii durerii. Ori prin masaj vii și relaxezi mușchiul, eliberezi nervul și scade durerea. Asta masajul este țintit la nivelul mușchilor paravertebrali. Mușchilor paravertebrali. Se face masaj în general, la nivelul tălpii, ca să înțeleagă oamenii... Da, masajul de la nivelul tălpii sau reflexoterapia merge pe principiul că orice organ din interiorul corpului omenesc are un punct corespondent în talpă și masând acel punct se acționează de fapt asupra organului. Așa cum
ficatul are punctul lui, rinichiul are punctul lui, stomacul are punctul lui, așa au și segmentele coloanei. Cervical, dorsal, lombar au puncte corespunzătoare în talpă și masând zona respectivă se produce același lucru, se produce o relaxare, un efect benefic asupra zonei respective. Este cumva un principiu similar cu cel din acupunctură. Doar că aici e presopunctură, că și în acupunctură, la nivelul urechii, sunt foarte multe puncte care au corespondent în corpul nostru. Da. Așadar, puteți combina. Eu folosesc, de exemplu, folosesc masajul reflex sau reflexoterapia și ca pregătire pentru acupunctură. De exemplu, dacă vine un pacient și eu îi pun în acupunctură un diagnostic energetic, așa se face în acupunctură, și știu că urmează să lucrez pe două meridiane, pe meridianul vezică biliară și pe meridianul treifocare, să zicem, da? Atunci îi spun kinetoterapeutului cu care lucrez sau masiorului cu care lucrez, vezi, te rog să-mi pregătești meridianele respective masând punctele din talpă corespunzătoare cu meridianele din acupunctură și atunci crește efectul. Deci combinăm, ca să revin, combinăm metodele sau terapiile, combinăm metodele de tratament, sigur, după o anumită știință, după o anumită regulă, după o anumită în funcție de necesitate, de gravitatea cazului. Și dacă se face acest lucru bine, crește efectul tratamentului. Spuneați că trebuie pus un diagnostic energetic în acupunctură. Cum se pune acest diagnostic energetic? Vreau să spun că acupunctura pleacă de la ideea că în organism sau organismul este străbătut de anumite meridiane energetice. Deci energia pe care o depozitează corpul omenesc circulă pe anumite meridiane energetice. Ei, pe aceste meridiane energetice pot să apară anumite dezechilibre. Acupunctura spune că la început orice boală se produce întâi la nivel energetic. Deci apare un dezechilibru energetic. Fericirea ar fi ca să prinzi fiecare boală în acest stadiu, în stadiu de dezechilibru energetic. Aici biorezonanța spune că ei pot, cu ajutorul acelor aparate, biorezonanța spune să prindă boala, să depisteze dezechilibre energetice. Deci revin, dacă depistezi boala la nivel de dezechilibru energetic, este mult, mult mai ușor de a o preveni, de a reface echilibrul energetic respectiv. Cum? Cu ajutorul acupuncturii? Ajutorul acelor. Deci meridianele au anumite puncte prin care poți să crești energia, poți să o scazi, energia yin și yang care circulă în corp. Energia yin și yang trebuie să fie într-un echilibru. Și deci cum se măsoară acest dezechilibru energetic? Bine, sunt aparate care măsoară, dar se poate stabili și de către medic pe baza simptomatologiei pe care ți-o spune pacientul, tragi concluzia că un organ este în exces energetic sau în deficit, asta 1. 2. Examinarea limbii este foarte importantă, da? În acupunctură. Dacă știi să citești limba, îți poate da informații extrem de prețioase. De asemenea, în acupunctură foarte importantă este examinarea pulsurilor pe care le are corpul omenesc și de aici poți să stabilești un diagnostic energetic, să stabilești unde este plus de energie, unde este deficit de energie și să faci reechilibrare. Dacă nu prinzi o boală în stadiu de dezechilibru energetic, atunci ea poate să meargă la nivel somatic. Deci poate să se materializeze, ca să spunem așa, în boala propriu-zisă, care este mai greu de tratat. Dar ați avut și cazuri în care bolnavul se plângea de aceste dureri, iar la nivel somatic nu se vedea nimic. Da, sunt. Sunt, deci la nivelul coloanei, la nivelul nervilor, mușchilor, dar practic sunt și nu situații, se evidențează sunt nimic. Sunt și situații în care nici nu doare și dezechilibru energetic există. Dezechilibrele energetice le vedem și la termograf, pentru că
Acolo unde este prea multă căldură sau prea mult frig, prea mult rece, deja este un dezechilibru. Și atunci deci, ce e de făcut cu aceste persoane? Termograful mă ajută foarte mult și în acupunctură. Ce e de făcut cu aceste persoane care au dureri, dar nu se vede exact unde? De unde provin durerile? De obicei, acești pacienți uneori au probleme în sensul că nu sunt crezuți. Exact asta vreau să spun și eu și sunt trimiși la psihiatru. Săracii se plâng că au dureri și nu-i crede lumea sau unii nu-i cred. Dar poate și aceste dezechilibre pot fi obiectivate, de exemplu, termografic, unde se vede, unde e plus, deci aceasta unde e minus. Ar fi o soluție pentru cei care se află în această situație. Da. Iar cu ajutorul acupuncturii puteți regla aceste dezechilibre, dar, cum am spus, din păcate se ajunge și la boli propriu-zise și acestea pot fi uneori tratate sau uneori măcar ameliorate prin acupunctură. Câte ședințe sunt necesare de acupunctură? În acupunctură facem cure de câte 10-12 ședințe. Și pentru în că în acupunctură sunt 12 meridiane principale și atunci mergem pe 12 ședințe de acupunctură. Și se fac în același timp cu infiltrațiile sau într-o altă zi? Sau se pot nu, face se pot chiar face, în acea zi? Se pot face în acea zi. Deci se pot face în acea zi. De obicei terminăm cu infiltrațiile. Mergem cu celelalte metode, cu masajul, cu kinetoterapia, cu acupunctura și terminăm cu infiltrațiile. Deci nu le faceți chiar în același timp, nu, ci... succesiv. A, succesiv, dar în aceeași zi, să spunem. În aceeași zi se pot face. Trebuie lăsată o anumită distanță între tratamente pentru ca să se regleze acele energii? O zi, două sau... Vă referiți la ședințele de acupunctură? De la caz la caz. Sunt situații în care le facem zilnic, sunt situații în care le facem a doua zi, sunt situații în care facem una pe săptămână. De ce, de exemplu? Depinde de... Nu reacționează depinde sau de, reacționează prea tare depinde pacientul? Depinde de felul în care răspunde pacientul, depinde de stadiul bolii, sunt mai mulți factori care intră în calcul și medicul ia o decizie în acest sens. Dar sunt situații în care le facem zilnic. De asemenea, știu că faceți acea terapie vampir, să-i spunem așa, cu ghilimelele de rigoare, pentru că se face cu plasmă îmbogățită, cu plachete, cu trombocite, plasmă obținută din sângele propriu al pacientului. Când este utilă această terapie? Această terapie, odată vreau să spun că această terapie este foarte bună și foarte valoroasă pentru că, odată, este vorba de ADN-ul propriu al pacientului. Și deci atunci, nu poate fi nicio reacție adversă. Nu poate pentru că este materia lui, da? Materialul lui, ca să spunem așa. Și organismul recunoaște imediat ca fiind ceva self, al lui, da? După aceea, această terapie este bună pentru că, deși este sânge de adult, mai are încă în el celule stem. Celule stem care au efect regenerativ și această plasmă are foarte multe plachete, trombocite. Aceste trombocite au enorm de mulți factori de creștere, importanți în creșterea sau în refacerea cartilajului. Și vă răspund la întrebarea unde o folosim. Păi o folosim foarte mult în bolile degenerative, o folosim și pe coloană, în hernia de disc, de exemplu, unde trebuie să obținem o regenerare a discului care s-a fisurat, așa, o folosim în artroze, în gonartroză, la genunchi, de exemplu, unde tot așa cartilajul genunchiului s-a uzat, s-a subțiat, o folosim în coxartroză pentru refacerea cartilajului. Și cu ce rezultate? Și o folosim în medicina estetică pentru regenerarea tenului. Da. Da. Întinerește tenul și are efecte foarte... Și de fapt ea a apărut întâi ca și terapie utilizată la nivelul feței. Da. Cel puțin am auzit de terapia vampir mai poate, de mult. Da. Deci se folosește în amândouă domeniile, dar este foarte utilă bună și pentru bună genunchi, coxartroză, gonartroză, coxartroză. Cu ce rezultate? Scapă de dureri după câte astfel de ședințe? Scapă de dureri și se obține o refacere a cartilajului. Dar vreau să spun că aceste boli degenerative, așa cum spun toate tratatele de medicină, nu se refac complet.
Deci nu putem promite nimănui că aceste boli se refac complet. Nu există. Sau că va avea articulația pe care o avea la 20 de ani. Da. Deci la ora actuală nu s-a descoperit nicio substanță care să regenereze total o articulație sau un cartilaj. Dar se pot obține refaceri parțiale suficiente în așa fel încât dacă omul respectiv se și îngrijește, să poată să ducă o viață cât mai normală. Și cu condiția să se prezinte la cât timp. Cât mai devreme. Vorbeam la un moment dat de acel prag terapeutic, adică un prag până la care o boală este tratabilă prin metode de acest gen. Dacă se depășește acel prag terapeutic, nu se mai poate face nimic decât cu proteză de șold sau cu intervenție chirurgicală. Cu intervenție chirurgicală în general. Avem, iată, și o primă telespectatoare, pentru că s-au reglat puțin legăturile și îi spun bună seara. Bună seara, felicitări pentru emisiune. E grozavă. Am o mare rugăminte, am 75 de ani. Și dacă domnul profesor are bunăvoința să pot să-i citesc câteva diagnostice puse, pot să citesc. Da, vă rugăm. Am această scrisoare medicală, poliartroză generalizată, omartroză dreaptă, coxartroză laterală, spondiloză, L-S, liniuță L, liniuță S, avansată, cu, nu am pot descifra, și-am știut, dar acum nu văd bine de emoție. Da. Și ce ați dori să-l întrebați pe domnul doctor? Eu doream să-l întreb pe domnul profesor, oare dacă am bilet de trimitere pentru fizioterapie, este valabil sau pe linie particulară trebuie mers la domnia sa? Am înțeles întrebarea. Cu bilet, da, am întâlnit clinici care m-au refuzat. Cu biletul de trimitere da, pentru fizioterapie puteți beneficia prin casa de asigurări de tratamente de fizioterapie. Și la dumneavoastră? Da. Deci aveți contract cu casa? Nu. Deci pe aceste servicii nu. Noi lucrăm în sistem privat. Da, și dacă ar fi fără contract cu casa, că m-am mai fost refuzată în multe locuri, dacă îmi spune dumneavoastră, dacă m-ar putea primi și dacă cumva pe lângă radiografiile pe care le am, ar mai trebui să mă prezint cu încă ceva, da, o analiză vă putem specială de sânge. Vă putem primi cu mare drag. Trebuie doar să sunați la noi să vă faceți o programare. Rugămintea mea este ca să aduceți toate investigațiile pe care le aveți făcute până la ora actuală. Da, la noi vom face o scanare termografică, după care vom hotărâ și ce... Mai am o mare rugăminte. Am văzut mai de mult și vreau să mă duc, dar așa a fost că n-am putut merge. Era sediu lângă piața mea Viteazul și mi s-a spus... O clinică, s-a schimbat sediul. S-a schimbat și o să aflați și adresa atunci când veți suna să vă programați. Da, o să vă dea colegii din emisie numărul dumneavoastră de data aceasta. Și, rămân pe fir. Da. Rămân pe fir, da? Da, da. Vă mulțumim mult pentru că ne urmăriți și iată pentru că ați reușit să intrați în legătură directă cu noi. Au fost ceva probleme tehnice și de aceea nu am putut da drumul telefoanelor decât acum pe ultimele minute. Totuși, domnule doctor, au fost și cazuri care nu au răspuns la tratamentele acestea combinate? Cazuri care n-au răspuns chiar deloc nu am avut. E una că răspunde 10% sau răspunde 80%, dar dacă răspunde mai puțin este pentru că vin în stadii avansate sau foarte avansate. Dar cei care vin în stadiul 2-3? Cei care vin la timp și respectă toată schema de tratament chiar au rezultate. Dar aceste rezultate nu pot să apară peste noapte. Eu tot asta le explic pacienților mei, că aceste rezultate pot să apară în săptămâni sau în luni de zile.
pentru că ceea ce s-a stricat în ani sau zeci de ani nu se poate repara de azi pe mâine. Sigur că atunci când ai dureri mari, ai vrea, și eu aș vrea din toată inima, să scapi cât mai repede de ele. Dar trebuie răbdare, pentru că nu vrem numai să scape de durere, ci vrem să refacem ceva acolo și în să structurile degradate, și asta cere timp. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studioul TVR Cluj. Vă mai așteptăm și altă dată. Cu multă plăcere. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenție, cu speranța că ați aflat lucruri interesante și care vă vor fi de folos. Sunt Corina Ionuț și până data viitoare vă doresc toate cele bune și să fiți sănătoși. La revedere!